Sibiu, unde am locuit până la vârsta de 13 ani, apoi m-am mutat la Madrid. Legat de orașul meu natal, am foarte multe amintiri frumoase. În principal, iubeam sportul. După școală mergeam, jucam fotbal, basket, rugby. Stăteam chiar aproape de un stadion de rugby și mergeam foarte des acolo să joc. Și na, după 13 ani m-am mutat cu familia la Madrid. Principal, acolo m-am adaptat foarte repede, fiind o fire sociabilă și totodată pasiunea mea pentru sport și astea m-a făcut să-mi fac prieteni foarte ușor. La ce vârstă a început această pasiune pentru modeling? Nu știu să spun neapărat o vârstă, dar de mic mă uitam la prezentări editoriale, partea asta de reclamă, îmi plăceau foarte mult. Și am avut o oportunitate pe vremea când lucram în domeniul turismului. Am lucrat practic, concepeam pachete turistice și le și cream. Am cunoscut foarte multă lume acolo și mi s-a propus să particip la un casting pentru o agenție renumită din Madrid. Bineînțeles că am acceptat, am fost acolo și am început colaborarea cu ei. Care a fost reacția lor în momentul în care te-ai dus prima dată la ei și le-ai spus, mamă, tată, eu vreau să fiu un model? Ce ți-au spus atunci? Tata poate a fost un pic mai reticent la început, dar m-au sprijinit foarte mult părinții. Am avut sprijinul atât părinților cât și experiență pe podium. Cum a fost? Dacă ai avut emoții, dacă ai avut frica aia să nu te împiedici, să nu fie ceva neregulă, să fie totul așa ca la carte, cum ar trebui ca un profesionist. Prima mea experiență a fost destul de amuzantă pentru că am purtat un costum destul de excentric la o prezentare și oarecum era și destul de strâns și mi-era frică să nu se rupă ceva pe scenă, dar până la urmă a mers bine și nu s-a întâmplat nimic. Aici a urmat venirea mea în țară și mi-am exprimat dorința să particip la concursul Mister Supranațional, dar între timp m-au contactat de la alte două concursuri de frumusețe. Chiar înainte să semnez cu unul dintre ele, că practic îți trimite contractul, vezi condițiile și semnezi, chiar înainte să semnez, m-au contactat cei de la Mister Supranațional și mi-au oferit această posibilitate să reprezint România pe Mister Supranațional. Este un concurs la nivel european, adică participă câte un bărbat din fiecare țară din Europa? Este un concurs la nivel internațional, participă de peste tot din lume. Este peste tot din lume? Da, din toată lumea și a fost desemnat de blogul Misterologii, care e blogul cel mai popular de misteri, cel mai popular concurs de frumusețe masculină, unde va fi transmis în 135 de țări. Ce simți că tu vei reprezenta România la acest concurs atât de cunoscut și atât de apreciat la nivel mondial? Este o onoare să-mi reprezint țara la acest concurs și totodată o oportunitate și o responsabilitate ca să-mi reprezint țara cât mai bine și să ajung cât mai sus la acest concurs. Ești încrezător că o să faci o figură bună acolo? Bineînțeles că sunt încrezător, cred în șansele mele și lupt pentru asta în fiecare zi ca să ajung cât mai sus la acest concurs. Concursul, din câte am citit eu, se va desfășura în luna decembrie. Anului acesta în Polonia. Să întâlnești o persoană care să îți spună direct o etichetă, să spună Bogdan este un bărbat frumos, arată bine în exterior, dar nu cred că reprezintă mai mult decât atât. Și să nu treacă de această barieră de a te cunoaște pe tine, Bogdan, ca persoană și de a trece de chipul acesta frumos. Da, evident că s-a întâmplat și așa, dar după ce m-au cunoscut, deja m-au cunoscut complet ca persoană, nu neapărat partea exterioară, cât și partea interioară. S-au recunoscut, uite, Bogdan, îmi pare rău că te-am judecat greșit atunci când te-am cunoscut. Da, și de obicei e bine să cunoști o persoană din toate punctele de vedere. Dar cu fetele te ajută lucrul ăsta, că ești considerat, practic, cel mai frumos bărbat din România. Ai așa un lipici la fete? Dacă află despre tine că ai primit această titulatură?
sincer, la partea cu fetele, am avut succes încă dinainte și am succes și acum. Nu neapărat că m-a influențat titlul acesta care l-am primit în anul acesta. Deci este la fel, pentru mine e la fel ca înainte.